când ai succes, îți dai seama că ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim să identificăm succesul cu fericire. Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi vreau să vă arăt ce cumpărături am făcut pentru a slăbi 50 de kilograme. Am primit în comentarii un mesaj de la un subscriber de-al meu, John, și acesta dorește să vadă ceea ce mănânc eu, cumpărăturile. Și pentru că astăzi am fost la cumpărături și am vrut să-mi umplu frigiderul, pentru că este gol după Paște, am decis să filmez acest clip și să vă arăt ceea ce mănânc eu în perioada de slăbire. Avem aici pe masă foarte, foarte multe alimente. Nu știu în cât timp le voi mânca. Le-am pus pe partea aceasta proteina, în partea de mijloc fructele, carbohidrații în general. Și apă, bineînțeles, nelipsită apă. Trebuie să bem foarte, foarte multă apă. Minim 2-3 litri pe zi. Și aici avem niște produse de la mine, de la Stupina, pentru că am fost și la țară și am luat siropuri pe care le voi face cu apă și nucă cu miere. Deci această nucă cu miere și aceste siropuri eu le beau și le consum atunci când îmi este poftă de ceva dulce sau măr. Mănânc și mere când am poftă de ceva dulce. Și bineînțeles v-am arătat conserva de porumb. Aici mi-am luat niște fructe congelate, niște zmeură, pe care le fac la fel. Seara, când am poftă de ceva dulce, le combin cu iaurt și cu miere cu nucă. Și este un desert extraordinar de sănătos și bun și cu foarte puține calorii. Orez brun expandat, la fel foarte, foarte sănătoase. Nu-mi plac foarte mult acestea, dar când simt senzația de foame, mănânc 2-3 rondele și mă liniștesc. Iar aici este partea cu proteină. Cea mai importantă parte, avem nevoie de foarte multă proteină. Avem așa un mușchi de porc file, afumat. Este foarte slab în calorii, are decât 113 calorii pe 100 de grame. Aici puiul care este de bază. Pulpe de pui nu le-am luat fără pieliță, este ok și pielița la câte kilograme am eu de slăbit. Nu trebuie să o depărtez pentru că este foarte, foarte bună și mie îmi place foarte mult. Îmi iau grăsimile de aici, practic. Avem tonul sub propriu la fel, foarte bun. Deci tonul și cu puiul pentru mine sunt numărul 1 pentru proteină, împreună cu ouă de la țară. Am luat de la țară niște ouă. Aici avem iarăși o salată de la Lidl, tot așa cu ton. Ciuperci, foarte bune în proteină și foarte, foarte slabe în calorii. Iaurt egresat, la fel, slab în calorii. Are undeva la 30 de calorii pe 100 de grame. 29 de calorii. Mănânci un kil din ăsta, sunt 290 de calorii. Super afacere, deși umple și îți ținești de foame. Și nici nu e multe calorii. Aici am mai luat un ayran, am vrut să-l încerc. V-am zis, toate derivațiile din iaurt sunt bune. Lapte acru, sana, orice. 34 de calorii are pe 100, foarte bun. Și acesta, brânza cottage, la fel. Mie îmi place foarte mult la gust, are 98 de calorii pe 100 de grame, asta are 200 de grame, deci are 200 de calorii. Bogată și în proteină și chefir. La fel, foarte bun, are 40 de calorii pe 100 de litri și destul de multă proteină, 3,2 grame. Cam acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut săptămâna aceasta, săptămâna 18-a. Toate săptămânile arată asemănător ca aceasta, să știți. Nu diversific foarte mult alimentele, vreau să păstrez mesele cât mai simple, să-mi fie cât mai ușor să le prepar și să am eficiență maximă. Să vă arăt și brațul cum se prezintă. Dacă vă plac clipurile mele, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like sau un dislike și un comentariu. Puteți să scrieți orice vreți voi în comentarii. Până data viitoare, eu sunt Otto. Nu uitați să slăbiți dacă aveți nevoie și să mâncați sănătos. Ciao!